Grădina zoologică se pregătește să treacă la regimul de iarnă de funcționare. Noul program al grădinii zoo este de marți până duminică, în intervalul orar 9:30-18. Ne pregătim pentru sezonul rece. Ce schimbări se petrec la zoo Călăraș? Odată cu venirea sezonului rece, avem mai multe modificări pe care le-am făcut. În primul rând am modificat programul, pentru că nu e așa cum ziua este mult mai scurtă, se întunecă mult mai devreme. Ne puteți vizita de marți până duminică, între 9:30 și 16, iar la 15:30 se pune în vânzare ultimul bilet. O altă modificare pe care am făcut-o este că o parte din colecția noastră de animale pe care le puteam vedea afară pe timp de vară, le-am dus la căldură într-o altă zonă, din păcate încă inaccesibilă pentru vizitatori. Ne dorim foarte tare ca peste câtva timp să putem și pe timp de iarnă și pe timp de vară să vedem animăluțele atât din exterior cât și din interior, dar necesită timp, mai avem de lucru. Ne poți spune câteva exemple de specii de animăluțe care nu mai pot fi vizitate? Cooper ar fi primul pe care toată lumea îl caută atunci când vine la zoo. Da, el are nevoie de un tratament mai special. Bineînțeles, ca toate celelalte, are nevoie de căldură și are padocul lui interior unde are bazinul încălzit. Mai sunt câteva animale mici, ratonii, coatiul, multe specii de păsări pe care acum le-am dus la căldură.